Într-adevăr, pe strada Școlii Vechi din Plopeni se lucrează la pregătirea drumului, a străzii, în vederea asfaltării. La fel și pe strada Rezervorului din localitatea Sagea. Sunt două străzi în lucru, da, sunt mai multe străzi. Sunt mai multe străzi care fac parte dintr-un contract de 8 km. Pe două din ele, societatea care a câștigat licitația au început lucrarea. Pe strada Rezervorului este mai avansată decât pe strada Școlii Vechi. Pe strada Rezervorului se lucrează la ștergerea și compactarea pietrei sparte. Concasată, care urmează să... Să fie suportul pentru asfalt. Pentru asfalt. Spuneți, domnul primar, are, deci acele străzi au utilitățile deja băgate, e vorba de apă curentă și canalizare? Da, toate străzile care au intrat în programul de asfaltare, cele 8 km, din tăi le-am pus apă și canalizare. Și le-am scos utilitățile sub garduri la oameni, sub marginea proprietăților. Să nu se mai spargă drumul după ce se asfaltează. Dumneavoastră aveți experiență, mergeți pe localități, știți ce s-a întâmplat acolo unde n-au fost aceste utilități și o trebuie să taie drumurile. Deci am împărțit drumurile care trebuiau să se asfalteze în anul 2020 în două proiecte, practic. Vineri, pe data de 24 iulie 2020, s-au scos la licitație pentru asfaltare următoarele străzi. Vreau să le și nominalizez. Strada Mihai Viteazu, strada Gării, strada Ștefan cel Mare, strada Grigore al Lucăi, strada Zorilor, strada Petru Vodă, strada Palaghieni, strada Păieni, Tineretului și Trandafirului. Cele străzi care nominalizate împreună cumulează lungimea de 12 km. Străzile care am vorbit anterior, Școlii și Rezervorului, fac parte din alt pachet în care s-au scos 8 km de drum. Acolo mai este și strada Văleni din Plopeni și strada Butnăreni din Plopeni, strada Revoluției din Salcea, strada Bisericii din Salcea, strada Aurel Stanciu, care în perioada următoare imediat se va intra la lucru pe ea. Deci ele sunt în două pachete. Practic. Sunt premise ca până când vine timpul urât, până se face vremea urâtă, aceste străzi să fie modernizate, să fie reabilitate? Unele dintre ele cu siguranță, da. Altele nu putem. Deci termenul, cum vrea Dumnezeu, constructorul are la dispoziție 12 luni. Am 12 luni. Și el în toată perioada asta este în perioadă contractuală. Dacă timpul permite și, mă rog, are forța necesară și tot ce trebuiește, vedeți dumneavoastră că peste tot e o problemă a oamenilor, mâinii de lucru și mâinii de lucru calificate, că nu poți să pui niște oameni care n-au experiență, care n-au lucrat niciodată să asfalteze un drum, că nu iasă nimic. Pe românește, trebuie să fie oameni care cunosc meserii, care au făcut școală de drumuri, care... Toată lumea se pricepe la de toate, așa și spune. Dar, la politică, și la tot. Exact, așa. Dar problema este că oamenii de specialitate și acolo sunt niște probleme. Drumul trebuie să aibă un anumit grad de compactare, trebuie să aibă o uniformitate, trebuie să aibă o înclinație, trebuie să aibă niște pante, trebuie să aibă... că ele sunt niște lucrări mai complexe. Odată cu asfaltarea, noi betonăm șanțurile la aceste drumuri și facem accesele către proprietăți. La fiecare om îi refacem podeța și intrarea în ogradă. Și normal că apa trebuie să aibă, să se scurgă, să nu rămână pe sub șanțuri. Și atunci trebuie să aibă un anumit ui de fugă și așa mai departe.